Salutare și bine v-am găsit pe canalul SV Blog. În clipul de față aș vrea să vă arăt cum voi modifica eu inductanța acestor inductoare toroidale folosind o metodă care mi-a venit pe moment. Haideți să măsurăm aceste inductoare cu acest multitester. Mi-aș fi dorit să am unul mai performant care să indice corect inductanța. Este ok și acesta, dar era de preferat unul mai bun. Se observă că avem 0,05 mH, adică 50 de microhenry. Probabil e de 47 microhenry, că acesta este standardul. După cum ați văzut, inductorul este de 0,05 mH, adică de 50 de microhenry. Pentru a folosi metoda mea, să numărăm spirele, atenție, această metodă o putem folosi numai dacă numărul de spire este destul de mic. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 30, 31, 32. Deci 32 de spire. Am măsurat inductanța. Una dintre cele două inductoare este de 50, cu aproximație 50 de microhenry. Am numărat spirele și sunt în total 32, așa că împărțim 32 la 50 și ne dă 0,64 de spire pe microhenry. Eu am nevoie de 10 microhenry, așa că înmulțim cu 10 ori 0,64 și ne dă 6,4 spire pentru 10 microhenry. Eu am rotunjit la 7 spire, așa că haideți să trecem la treabă. Haideți să scoatem spirele în plus. Gata, avem 7 spire în total. Am mai adăugat câteva spire, în loc de 7 am lăsat 10, încă 3 spire în plus, deoarece nu era detectat de acest multitester. Am mai ajustat nițel. Înainte de a tăia, să măsurăm de pe acum, să vedem dacă ne dă 0,01 mH, adică 10 microhenry. Da, este bine. Să scurtăm acest conductor din cuplu, undeva prin zona asta. Să cositorim capătul acesta, lacul acela, din câte știu, se va topi la cositorie. Da, s-a topit. Mai încercăm încă o dată. Da, e bine. S-a topit. Hai să recositorim și în zona asta. E perfect. Să modificăm și celălalt inductor. Gata. Am modificat și celălalt inductor. Să scurtăm acest conductor din cupru. La fel, să cositorim capătul acesta. Gata. Și să recostorim și zona asta de aici. Să testăm pe cel de aici. E în regulă. Celălalt inductor. Da, este bine. Nu este cea mai bună metodă, dar totuși a funcționat. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!